dorit întotdeauna să capitești și să beneficieze de un, de un astfel de stadion. Am fost pe zeci de stadioane în toată lumea asta și am fost pe stadionul Tottenham de 1 miliard de lei sterline. Deci nu mi se pare, bineînțeles, la anumitor categorii, nu mi se pare cu nimic mai pe jos. În punct de vedere al facilităților, vă spunea domnul Babiș că a durat ceva mai mult, într-adevăr. Cred că Lucrețiu Tudor a fost împreună cu dumneavoastră pe toate stadionele noi, vorbesc cele din București, și au căutat ca să elimine neajunsurile care au, există pe aceste stadioane, poate din lipsă de spațiu, cum am gândit la Județ, sau poate din, din grabă. Noi credem că ce vedeți aici este exact ce trebuie de.